Cei care se luptă pentru postul numărul 1 din cadrul AJF Argeș sunt nume cunoscute din fotbalul județean. Cătălin Barbu, Marius Priseceanu, Gică Retevoescu și Cornel Sorescu, actualul președinte, sunt cei patru care se vor lupta să obțină voturile celor afiliați pentru un mandat în fruntea fotbalului argeșan pentru viitorii 4 ani. De departe, favorit pentru acest post rămâne actualul șef al AJF, Cornel Sorescu, acesta din urmă fiind cel care a reformat din temelii forul de la județ. Domnia sa promite că fotbalul din Argeș va beneficia de cele mai bune condiții pe viitor, atât la nivelul ligii a doua și a treia, cât și cel din ligile inferioare. Le promit că vor asista la un fotbal mult mai bun, la toate eșaloanele, deci mă gândesc la FC Argeș, la CS Mioveni, Athletic Bradu, ca să enunțe echipele de ligi superioare, dar și noi la nivelul județului sperăm că numărul de echipe va crește și implicit și numărul de jucători. Deci, odată cu apariția acestei ordonanțe numărul 38, care dă libertate consiliilor locale să se implice financiar în sport, cu siguranță că vom avea mai multe echipe. Alegerile pentru șefia AJF Argeș vor avea loc vineri 30 iunie la Mioveni, în prezența președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, dar și a altor oficialități, atât din județ cât și din afară. La alegerile din 30 iunie va candida și directorul CSS Dinicu Golescu, profesorul Cristi Crețu, pentru un post de membru în comitetul executiv al AJF Argeș.